Și valorile numerice sunt, valoarea numerică, a lui cos de 5 grade plus sinus de 25 de grade, că e una singură, supra cos de 25 minus sin de 5 grade. Ce fac? Transform, zic, cos de 5 înseamnă sinus de, ca să pot să le adun, e sin de 90 minus 5, adică sin de 85 de grade plus sin de 25 de grade, la fel jos. Cosinusul este sinus de 90 minus 25, cât face 65 de grade, nu? Minus sinus de 5 grade. Ia să vedem. Sin de alfa plus sin de beta face 2 sinus de suma lor pe 2, 85 plus 25 pe 2, cos de diferența lor, 85 minus 25 pe 2, jos. Diferența sinusilor, 2 sinus de diferența lor pe 2, 65 minus 5 pe 2, cos de suma lor pe 2. 2 cu 2 să duc. Da? Și avem sinus de, ia, ce-mi dă sus aici? 110 pe 2 face 55, nu? Face sin de 55 de grade, cos de, cât face asta? 60 pe 2, cos de 30. Da? Jos. Sin de 60 pe 2, sin de 30, cos de, cât face asta? 70 pe 2, cos de 35 de grade. Dar, atenție, sin de 55 de grade supra cos de 35 înseamnă sin de 90 minus alfa. 90 minus 35 face tot 55 de grade și mai rămâne cos de 30 supra sin de 30. Ăștia se reduc, că evident că-s diferiți de 0, mergea. Cos de 30, cât e radical din 3 pe 2, supra 1 pe 2. Se simplifică și se rămâne radical din 3, adică răspuns corect B.